O mamă și-a sunat fiica să o invite la ea în vizită. Făcuse sarmale, ardei umpluți și plăcinte cu mere, preferatele fiicei ei încă din copilărie. Însă fiica avusese cu câteva clipe mai înainte o ceartă cu șeful ei. Și pe un ton plin de nervi i-a spus mamei sale: "Lasă-mă, mamă, în pace. Nu vreau să mai aud nici de plăcinte, nici de tine, nici de nimic." Însă ce a urmat apoi i-a frânt inima. Elena lucra la o firmă mare și era adesea foarte ocupată. Pusese cariera mai presus de orice. Spera ca șeful ei să îi observe eforturile și să îi mărească salariul. Însă lucrurile nu au decurs așa cum spera ea. Ba din contră, într-una din zile șeful venise să îi reproșeze faptul că făcuse o greșeală, însă acea greșeală era una minoră. Era picătura care a umplut paharul. Plină de furie, tânăra s-a certat cu el. După mai multe minute de ceartă, șeful a plecat, iar fata a rămas în birou alături de colega ei cu care lucra zilnic. În timp ce stătea acolo, încercând să-și adune gândurile și să se calmeze, telefonul a sunat. A răspuns, iar la celălalt capăt al firului era mama sa. "Alo, Elena?" "Da, mamă, eu sunt." "Ce este?" "Draga mea, te-am sunat să-ți spun că am făcut ardei umpluți și sarmale și o tavă mare de plăcintă cu mere, preferata ta. Nu ai mai venit de tare mult la mine, draga mea. Vino astăzi. Mamă, lasă-mă în pace. Nu am chef de nimic." "Dar ce s-a întâmplat, draga mamei? Vino după muncă la mine să stăm de vorbă. Vom mânca și o felie de plăcintă împreună." "Mamă, tu nu auzi ce spun. Nu am nevoie nici de sarmale, nici de plăcintă, nici de tine. Lasă-mă odată în pace." Mama nu a mai spus nimic, iar tânăra, plină de nervi, a închis brusc telefonul. Pentru câteva clipe, liniștea din birou a fost apăsătoare. Cristina, colega ei, care asistase la conversație fără să vrea, încercă să își continue lucrul, dar tensiunea plutea în aer. La scurt timp, telefonul colegei sale a sunat. Fata a răspuns, iar expresia feței ei s-a schimbat dramatic. Ochii i s-au umplut de lacrimi și vocea i-a tremurat. "Doamne, nu se poate așa ceva. Nu cred că este adevărat. Vin imediat," a spus ea, închizând telefonul cu mâinile tremurând. Elena a privit-o îngrijorată. "Ce s-a întâmplat, Cristina? Unde pleci?" Cristina a încercat să-și controleze vocea, dar lacrimile îi curgeau pe obraji. "Te rog, spune-i tu șefului că plec. Mama este la spital. A suferit un infarct și s-a stins," a spus ea, înainte de a ieși în grabă din birou, lăsându-și colega încremenită de șoc. Elena a rămas singură, gândindu-se la cuvintele Cristinei. Inima i s-a strâns în piept și o neliniște profundă a pus stăpânire pe ea. Gândul că ar putea pierde pe cineva drag, fără să-și fi cerut iertare sau fără să-și fi arătat iubirea, o făcea să se simtă neputincioasă și vinovată. Simțea că nu mai este în stare să facă nimic. În acea zi, imediat după terminarea programului, s-a dus direct la ușa mamei sale. Când a ajuns în fața ușii mamei sale, și-a stăpânit cu greu lacrimile. A ciocănit ușor, iar după câteva momente, ușa s-a deschis. Mama ei, cu un zâmbet cald, dar cu o umbră de îngrijorare în priviri, a apărut în prag. "Draga mea, ai venit," a spus mama, iar vocea ei blândă a făcut ca nodul din gâtul Elenei să se transforme într-un val de lacrimi. Elena a îmbrățișat-o strâns, lăsându-și lacrimile să curgă liber pe obraji. "Iartă-mă, mamă, iartă-mă pentru felul în care te-am tratat la telefon." "Am greșit enorm," a spus Elena printre suspine. Mama ei a mângâiat-o pe spate, încercând să o liniștească. "Nu e nimic, draga mea. O mamă iartă totul. Hai înăuntru să mâncăm împreună. Am făcut toate bunătățile tale preferate." Elena a intrat în casă simțind o pace interioară pe care nu o mai trăise de mult timp. Mirosul de sarmale și plăcintă cu mere a umplut aerul, dar mai presus de toate,
căldura și iubirea mamei sale i-au adus alinare. S-au așezat la masă, iar mama ei a început să o servească, povestindu-i despre tot ce a făcut în ultima perioadă. Elena asculta fiecare cuvânt, dar în mintea ei încă răsunau cuvintele colegei sale. Mama este la spital. A suferit un infarct și s-a stins. Realizând cât de fragilă este viața și cât de ușor ar fi putut să o piardă pe cea mai dragă ființă din viața ei, Elena și-a promis că nu va mai pune niciodată cariera înaintea familiei. Deși cariera era importantă, oamenii dragi din viața ei erau cea mai mare comoară. Au mâncat împreună, povestind și râzând, iar fiecare moment petrecut alături de mama ei a devenit pentru Elena o amintire prețioasă. Și-a dat seama că, indiferent de greutățile de la muncă, indiferent de certurile și problemele zilnice, iubirea mamei sale era un refugiu de neprețuit. Morala poveștii. Viața este prea scurtă pentru a ne lăsa copleșiți de stresul și tensiunea de la muncă. O mamă iartă totul, dar nu ar trebui să ne permitem să uităm de importanța ei în viața noastră. Să nu uităm niciodată că fiecare clipă petrecută cu cei dragi este aur curat. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.